Cercetările au arătat faptul că anumite băuturi, așa cum este sucul de cireșe sau ceiul de mușețel, te vor ajuta să dormi mai bine, dar și ceiul verde poate să facă același lucru. Efectele sale depind de cantitatea sa de cofeină și de momentul zilei în care este consumat. Iată cum te poate ajuta acest remediu. Consumul de ceai verde protejează creierul de efectele îmbătrânirii, reduce respirația urât-mirositoare, promovează longevitatea, susține scăderea în greutate, reduce inflamația, conferă energie și te poate ajuta să te odihnești mai bine. Ceaiul verde te poate ajuta să dormi mai bine și să te odihnești corespunzător, deoarece acesta conține L-teanină, un compus care relaxează organismul și combate stresul. L-teanina crește nivelul de serotonină și dopamină, substanțe chimice care calmează creierul, relaxează și, mai mult decât atât, reduce nivelurile de substanțe chimice din creier care sunt strâns legate de stres și anxietate, a explicat medicul Michel Bruce pentru Well & Good. Desigur, pentru ca efectele sale să fie cele dorite, este foarte important să ții cont de câteva criterii. În primul rând, este necesar să-l consumi pe parcursul zilei și cu cel puțin 3 ore înainte să te bagi la somn. În al doilea rând, un alt criteriu pe care trebuie să îl iei în considerare este tipul de ceai verde pe care îl achiziționezi de la magazin. Asigură-te că bei un ceai verde cu un conținut scăzut de cofeină. Unele amestecuri de ceai verde, în special matcha, au un conținut ridicat de cofeină și te-ar putea ține treaz, a spus medicul Michel Bruce. Specialistul recomandă ceaiul organic Hojika, un amestec de ceai tradițional japonez obținut prin prăjirea frunzelor de ceai verde, sau ceaiul organic cu portocală sau mentă, care susține și bună funcționarea sistemului imunitar. În cele din urmă, dacă vei alege ceaiul potrivit și îl vei consuma cu cel puțin 3 ore înainte de culcare, vei putea beneficia cu ușurință de beneficiile relaxante pe care această băutură ți le poate aduce, relatează Click pentru femei.ro.